Ce facem astăzi? Păi, facem holul ăla. Știu, e august. A trecut iulie. Unde e holul? Uite-l aici. Hai să vedem ce am mai cumpărat în iunie și ce parfumuri noi am adăugat în colecția mea. Hai să vedem. Hello! Ce mai faceți, dragilor? Ce mai ziceți voi astăzi? În această zi, cum încep eu, toridă de vară, nu mai scăpăm de căldurile astea, nu se poate. Am tras jaluzelele pentru că nu se putea, la mine soarele bate într-un hal barbar, începând cu ora 12 ziua, e inundație de soare. Așa că nu puteam să filmez pentru că ar fi bătut fix pe fața mea și... Da, hai să sperăm că vom scăpa în curând de valul acesta de căldură, insuportabilă după părerea mea, aproape că nu mă mai dau cu parfum. Aproape. Dar pe cine încerc eu să păcălesc? Normal că mă dau cu parfum, dar m-am băgat în citrice și alea. Hai să vedem ce parfumuri am cumpărat eu luna trecută. Știu, trebuia să vină la finalul lunii, de obicei așa-l pun, dar acum e început de august și acesta este holul pe iulie și nu cred că e chiar așa o mare tragedie că nu l-am pus la finalul lunii. Am și fost plecată, probabil că o să vedeți un vlog pe tema asta cândva, nu știu când o să-l pun, dar data trecută când am vorbit și când v-am mulțumit pentru că sunteți aici cu mine de un an de zile, am făcut un giveaway, felul meu de a vă arăta recunoștință. Și între timp s-a extras câștigătorul sau câștigătoarea, că eu încă nu știu pentru că îl filmez înainte acest clip. O să-l inserez aici. Ba, 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 ba. Hai să vedem. Vedem aplauze, felicitări. Nu știu cine ești, dar o să iau legătura cu tine și această cutie imediat, cam aici. O să ajungă la tine în cel mai scurt timp posibil. Nu am termen limită, dar ne grăbim pe cât putem. Și avem aici noul, nu chiar ultimul, dar unul dintre parfumurile mai noi de la Kayali, se numește Sweet Diamond Pink Pepper. Acel trandafir un pic spicy, vanilat, pe o bază vanilată, cum este și Vanilla 28 de la Kayali. Dacă ați mirosit acel parfum, să vă așteptați să fie asemănător, să aibă aceeași semnătură, cum zic eu, adică are acolo ceva în comun, dar acesta este mult mai long lasting, adică persistă mai bine, după părerea mea. Ce am mirosit eu în Sephora și asta mi-a lăsat, cu asta am rămas, practic. Acesta este luat din Sephora, din banii mei, am mai spus asta și va ajunge la câștigătoare. Sper să luăm legătura în curând. Dacă te uiți la acest clip și cumva n-am luat legătura încă cu tine, lasă-mi, te rog, cât de repede poți un comentariu să-mi zici cum te pot găsi, cum putem lua legătura ca să comunicăm date, unde trimit și așa mai departe, da? Bun, am terminat cu giveaway-ul și acum să începem... e grea. Vedeți, e grea. V-ați dat seama că sunt multe. Da, am făcut-o de oaie și luna asta. Adică luna trecută, că luna asta e încă vecină și neatinsă. Cine știe ce o să fac și luna asta? Da. Dar am ceva mai puține. Da. Aș vrea să mă laud cu chestia asta că m-am înfrânat un pic. Adică nu mi-am mai luat ca lunile trecute, da? Tot mi-am luat multe, hai să fim serioși. Dar sunt pe calea cea bună, zic eu. Nu știu ce o să fie luna viitoare. Aș vrea să înjumătățesc clar ce am aici. Poate, nu știu, 2-3 parfumuri ar fi ideal și acelea bune. Adică cam ăsta este țelul. Dar vedem. Începem cu cele mai ieftinele. Nu vă mai bat capul cu note. Note, dacă vreți, vi le pun aici. Vi le citiți și singuri de pe Fragrantica. Eu vă zic ce simt în fiecare parfum, ce vibe îmi dă, cum mi se pare, cât persistă pe mine și așa mai departe, ca să meargă treaba mai repede. Avem așa, de la Jeanne en Provence,
Verven Sedrat. Nu știu de ce, de câte ori trebuie să zic numele, trebuie să mă uit la el mai întâi, să mă asigur că nu zic prostii. De asta fac asta. Nu știu dacă ați observat. Am așa o chestie, că trebuie să mă uit la nume. Verven Sedrat, care arată așa, vine într-o cutie foarte drăguță. Nu mai știu să vă zic, sincer, de unde l-am luat. Cred că se găsea la un moment dat și în DM, parcă, s-ar putea să mă înșel. Cred că l-am luat ori de pe Notino, ori de pe Parfumo, Verven Sedrat. E foarte ieftin, vreau să zic că undeva la 60 de lei, dar s-ar putea să mă înșel. Oricum știți că vă pun în descriere de fiecare dată, la fiecare haul, de unde am luat parfumul, cu cât l-am găsit și așa mai departe, eventual și un link. Nu sunt eu mare fană a link-urilor, pentru că am impresia că lumea o să creadă că cine știe ce legătură am eu cu acel magazin și nu e așa. Dar vă pun, când am cu cum să vă ajut, sigur, cu cea mai mare plăcere, avem Verven Sedrat care miroase a limonadă. Limonadă multă limonadă. E pe vară, e foarte, foarte bun. Persistența lui m-a surprins. Nu este ceva nemaivăzut, dar e foarte plăcut pe piele și persistă ceva pe mine, nu toată ziua, nu mă aștept la asta, la cât de ieftin a fost și faptul că e un citric, dar e un citric frumos. E verbină care miroase a lămâie, practic. De asta am dă vibe de limonadă. Practic, miroase ca o cantitate mare de limonadă cu o tonă acolo de lămâi, băgate așa parcă în ciudă, nu știu cum să zic, parcă prea multe, într-un fel, dar și dulci. Deci e ceva pentru iubitorii de lămâi, limonadă, citrice, acesta clar o să fie un succes. Și faptul că este atât de ieftin, eu zic că merită încercat. Nu zic că ar trebui cumpărat blind, niciun caz. Dacă aveți cum să-l încercați, vă recomand să o faceți. S-ar putea să vă placă. Eu zic că multora o să le placă, anumitor persoane s-ar putea să le miroasă un pic prea citric, prea, nu știu, odorizant de cameră, poate. Mie nu mi se pare, mie îmi place și da, este un hit acesta, am consumat cât vedeți din el, deja, deci deja m-am îmbăiat în el, vă arăt așa, și sticla e frumoasă, foc, adică e drăguțic așa pentru ce sumă de bani am dat pe el, chiar și ambalajul și mirosul sunt foarte ok. Hai să mai trecem la unul mai ieftinel, de care nu prea am auzit vorbindu-se. Am cumpărat de la Viorica, mă uitam că nu știam exact că scrie aici, lăcrămioară albă, elixir floral, da, de la Viorica. Dacă nu știți, Viorica este un brand, prima dată am avut o cremă de la ei, e un brand din Republica Moldova și face mai mult creme. Eu așa am fost obișnuită cu acest brand, să fac mai mult creme, am și avut o cremă de față de la ei și e foarte bună, ceva cu strugure, parcă strugure roșu. Și am văzut acest parfum, l-ai pe site, nu știu cum, mi-a apărut o reclamă normal și eu mă uit la reclame, reclamele mele sunt numai și numai legate de parfumuri. Ce surpriză, nu-i așa? Și am văzut acesta cu lăcrămioară albă și mi-a atras atenția. Cutia arată super, super bine. El n-a fost scump, a fost, nu știu, cu transport undeva la 100, acolo, sau sub 100, nu mai știu sigur, hai că rup și cutia, că tot am lăudat-o. Și vine așa, vedeți, cutia este și pe interior, foarte frumos pictată, adică atenția la detaliu e drăguță, se vede că a fost ceva și dăm cutia la o parte și așa arată sticla, e o sticla albă mată, arată foarte bine, după părerea mea, mie nu-mi displace această sticlă, acest ambalaj cu un capac care imită lemnul sau chiar poate să fie lemn, dar nu cred. Dar e destul de bine lucrat. Mirosul este unul simplu. Lăcrămioare albe. Fix ce scrie. Lăcrămioare albă, elixir floral. Ce înseamnă asta? Nu știu. Haideți să folosesc și eu niște blotăre. Dăm cutia asta un pic mai așa, că parcă mă incomodează. Folosesc și eu niște blotăre și îmi reîmprospătez aici. Să fac așa cumva, ca să nu dau pe pești. Încolo am niște pești și dacă dau cu parfum pe ei, s-ar putea să fie urât. Înțelegi ceva să zic? Miroase foarte săpunos, cumva curat, normal. Lingerie albă de pat,
cumva balsam de rufe, genul acela de parfum. Deci dacă vă place, este simplu, nu vă așteptați la nimic mult prea complicat, nu evoluează niciun fel, este liniar. Performanța lui pe pielea mea nu este strălucită. Nu pot să zic că m-a dat pe spate, mi-am zis wow, dar cât rezistă și cât de ieftin e. Nu, cred că rezistă mai puțin decât Verven Sedrat chiar. Și mă așteptam oarecum la mai mult, pentru că totuși vorbim de o lăcrămioară, nu e un citric volatil. Dar e cremos, un floral alb cremos, săpunos, cu miros de rufe curate, balsam, toate mirosurile din gama aceasta, dacă vă gândiți la ele, o să vă faceți o idee cam cum miroase. Pentru fanele de lăcrămioară, eu zic că e un parfum ok, dar să nu vă așteptați la minuni, la capitolul persistență, performanță pe pielea voastră, că nu cred. Adică undeva la câteva ore trase de păr, zicem că o oră va mirosi mai bine și apoi se va liniști. Cam atât. Nu pot să zic că regret, am vrut și eu să încerc brandul Viorica în materie de parfumuri, să văd ce-i poate pielea. Știu că mai aveau, dar acesta cumva mi-a atras atenția. Poate o să mai comand, cine știe. Deocamdată m-am liniștit cu Viorica. Nu zic că nu e un parfum plăcut. Sigur găsesc eu ocazia să-l port. Doar că trebuie să fie ceva, nu știu, o activitate ce nu durează atât de mult timp. Adică nu pot să mă dau cu el dimineața și să plec și până seara să cred că acesta o să mai fie pe pielea mea. Adică nu. Bun. Trecem mai departe la un parfum care a fost cumpărat din pur, cum să zic, impuls. Da, impuls este cuvântul pe care îl căutam. Pentru că am primit o mostră, l-am mirosit, mi-a plăcut și în secunda 2 l-am comandat. Da, nu știu dacă mai fac asta pe viitor. Trebuie să încercăm să ne abținem, impulsul nu e bun, mai ales la cumpărături. Nu e bun deloc, te face să regreți ce ai cumpărat, pentru că e... Da, îl dai așa, pe moment, dai comanda, îți vine acasă parfumul și te gândești la ce m-am gândit. Dar este un parfum nou care mie mi-a tras atenția. Nu este rău. Se numește Be Delicious. Be Extra Delicious. De la DKNY, Donna Karan New York. Dacă ați avut unul din merele astea, că știu că sunt mai multe, Golden Delicious, sunt foarte multe, nu acum, nu o să le enumăr pe toate. Arată bine el în sine, mie îmi place sticla, întotdeauna mi-au plăcut merele astea și am găsit și la 30 de mililitri, am vrut special să-mi iau o cantitate mai mică și cred că ăsta este ultimul lansat, Be Extra Delicious, știu că a fost un Be Delicious înainte. Este dulce, fructat, floral, mă așteptam pentru că l-am și mirosit, adică no surprise there, doar că atunci când a venit mă gândeam, nu că de ce l-am comandat, doar că a fost mai mult de impuls. Mi-a plăcut pe moment, nu știu cât o să-mi placă în viitor. Deocamdată îmi place, s-ar putea să nu mai fie cazul pe viitor, cine știe, poate, se poate plictisi ceva ușor de acest miros. Cred că e foarte dulce, delicios, nu știu dacă l-aș purta vara, e un pic prea mult pentru vară, pentru mine. Miroase așa a fructe foarte dulci, zemoase, flori din acelea mai greuțe un pic, mai dulci. Simt o notă oarecum gurmandă, așa, ceva mâncabil oricum în el, prăjiturică, cu fructe, cu flori, ceva pe acolo, deci oricum iubitoarele de gurmande, de dulci, de, nu știu, smeură, fructe din acestea roșii, poate și coacăze, dar nu mă deranjează atât de mult. Nu e ceva deranjant pe pielea mea, știți că eu am o problemă cu nota de coacăze. Da, sticla e interesantă. Nu pot să zic nici acesta că este wow la performanță, dar poate mi-au crescut mie așteptările. Și pentru un parfum de designer este ok până la urmă. Nu știu, nu l-aș purta neapărat vara. Mie mi se pare un pic cam prea dulce, prea pe partea floral dulce pentru vară, eu vreau ceva mai răcoritor. Dar acesta ar merge în celelalte anotimpuri, chiar și iarna. Cred că chiar și iarna ar merge bine la cât de dulce e, partea aia dulce mă duce cu gândul la iarnă. Hai să vedem ce mai avem noi aici.
Mai avem niște parfumuri de la Violis. Da, am mai comandat ceva de la Violis. De mult îmi doream încă o sticlă. Am avut un travel din acesta de parfum și vă zic imediat, se numește Paradise. Parfumul acesta miroase oarecum a grapefruit, adică mi-aduce aminte de vetiver pamplemousse, dar fără vetiver. Și un pic mai mult floralul în el îl simt, dar e un citric foarte drăguț, un pic o grefă mai amară nițel, adică nu e foarte dulce, dar o grefă florală, cumva e pe piele, iese în evidență grefa la început, adică grapefruit, nu știu dacă vă enervează că zic grefă, și apoi simțiți partea florală, e foarte plăcut de vară și persistența lui este bună, dar știam asta deja, pentru că l-am luat în călătorii, când am avut acel travel, pe care l-am terminat. Și mi-a plăcut foarte mult că în călătorii, atunci când mă duceam dimineață să mă dau cu parfum până seara, nu mai aveam treabă, pentru că nu aveam timp de stat, el mai simțeam pe timpul zilei. Și asta era o surpriză plăcută, pentru că nu mă așteptam să mai am timp să stau să miros parfumul. Dar cumva mă învoluia și îl mai simțeam, mai simțeam așa adieri, ceva pe acolo. Deci nu e ceva extra mega strong, dar pe mine persistă bine acesta de la Violis. Este ambalajul nou, în caz că vă întrebați ce s-a întâmplat. Și-au schimbat sticlele. Și ce mai avem de la Violis? Mai avem un travel size de Starlight. Da, Starlight. Pentru că acest Starlight, am auzit de el, este, n-am putut să mă abțin să nu-l iau, dacă tot am dat o comandă, dar am făcut capul acum. Așa vin aceste recipiente de travel, sunt foarte bune de luat în poșetă sau cu voi în călătorii. Eu le-am luat de mai multe ori. Hai să dau aici în cutie, cumva. Și da, miroase a alien, pentru că toată lumea mi-a zis că, vezi că ăsta e dupe de alien. Da, nu știu de ce multă lume zice de alte parfumuri că miroase a alien. Eu le-am mirosit pe aceleași, mie mi se pare că n-au nicio treabă. Cu iubitul meu alien pe care l-am purtat mulți ani, deci cred că știu oarecum cum se dezvoltă în toate anotimpurile și toate posibilele fațete ale lui. Și acesta mi se pare că aduce cel mai bine cu alien. Este foarte, foarte reușit după părerea mea. Da, l-aș purta și iarna, deci da. Dacă vreți un parfum asemănător cu alien în aceeași direcție, destul de mult seamănă, adică în proporție de 80-85%, chiar 90% zic eu, are acolo ceva al lui, deci nu zic că este, nu e marketat ca și clonă. Aceste parfumuri de la Violis sunt parfumuri de sine stătătoare, dar sunt oarecum inspirate, uneori mai seamănă, dar sunt inspirate, dar with a twist, adică nu o să aveți de-a face fix cu cineva care a vrut musai să facă acel parfum să semene fix cu originalul, cu parfumul care e și primul, să zic așa. Acesta mă duce cum clar la alien, dar se duce și eu într-o direcție mai ușoară un pic. E un alien mai aerisit, dar e foarte plăcut. Vă dați seama că îmi place, că alien, na. Nu pot să mă lipsesc de el din colecție și acesta o să rămână de travel, cred, sau o să-l folosesc chiar și aici acasă, pentru că nu mă limitez doar când călătoresc, dar acestea sunt foarte bune, din nou vă zic. Hai să vedem ce mai avem aici, la capitolul de la ieftin la mai scump, cred că le iau eu de obicei în haul-uri. Hai să vedem ce avem noi aici. Avem de la Zara. Asta este o poveste lungă, pot să zic, da. Am fost în Zara și știți că eu nu-mi cumpăr haine din Zara, cred că v-am mai zis. Mă duc direct la parfumuri și mă pierd pe acolo. Vreau să văd și eu ce haos mai au în stocuri, că au niște parfumuri, toată lumea zice de ele, de câte ori mă duc, e un haos total acolo, sticle aruncate, scoase din cutii, mă rog, e haos. Și dacă găsești ceva, ești norocos oarecum. Pe acesta l-am găsit, să zic, am intrat fulgerător în Zara. Am zis, mi-aleg un parfum. N-aveam decât să-l cumpăr neapărat. Dar ăsta mi-a atras atenția. Nu am stat să mă gândesc prea mult. Nu am stat să miros prea multe pe acolo, pentru că știu că mă uită sfinții. Și m-am dus de la casă și am zis că hai că la chit, mai ales că era, mai are prețul aici, 50 de lei, apă de toaletă. Mi-a plăcut. La prima vedere, deci nici nu m-am gândit prea mult. Am ajuns acasă, l-am mirosit. Și ce mi-am dat eu seama?
Vă zic eu mai demult că mă urmăresc clonele Bacara, pe unde mă duc? Da. Asta nu e nicio excepție. De ce am trântit capacul? Nu știu. Se numește Cheerful Attitude. Da? După sticlă, cum arată așa și șambalajul, ați zice că este ceva citric, ceva super vesel, ceva care se ducă cu gândul la floricele pe câmpii, hai să ne întâlnim copii, cum era chestia aia, dar nu. Se numește Zara Boost My Feelings. Este o nouă, n-am mai văzut sticlele astea până acum, o nouă colecție probabil. Cheerful Attitude. Știți cum era? Se fixa Bacara. Bacara un pic mai light, nu pot să zic că se compară niciun punct de vedere, dar mirosul te duce automat acolo. E undeva între Bacara și Cloud. E mai pe partea lactonică, cum e Cloudul, dar are și nota aceea dulce de zahăr ars, cum are și Bacara, și ține. Acesta, deci sticla mă induce în eroare, pentru că eu mă aștept la ceva de vară, ceva citric, și el nu e. E mai degrabă de toamnă-iarnă, după părerea mea. Acesta a ținut ceva pe mine. Cam ca și Cloudul, pot să zic. Deci, oarecum este un dup mai ieftin pentru Cloud. Dar, v-am zis, are și asemănare foarte mare cu Bacara. Și de asta am început să râd când am ajuns acasă și când mi-am dat seama cu ce seamănă acest parfum, că l-am studiat un pic mai bine, nu așa pe fugă, și mi-am dat seama. Asta e un test, știi? Să te duci și să iei un parfum așa, bazat pe fix pe prima impresie și să nu-ți mai pui prea multe întrebări. Și asta e testul, că ești atras de genul acela de parfum. Și se pare că, da, se pare că e un motiv pentru care toate clonele de Bacara le și chem oarecum în viața mea, adică îmi și plac. Și ele știu, hai, trebuie să ne ducem la Luminița, Luminița o să ne placă, știi, toate la Luminița, nu, cred că mi-ajung, am destule clone Bacara să mi-ajung o viață. Dar nu-mi pare rău că l-am luat. Țara, 50 de lei, bunicel. Ce mai avem aici? Mai avem un parfum pe care voi mi l-ați tot recomandat. Cred că am o grămadă de comentarii despre acest parfum. Încearcă-l. Îți plac florale? Încearcă-l. O să-ți placă, e moscat, e floral și așa mai departe. Și toată lumea mi-a zis, fără nicio excepție, că e super bun și, într-adevăr, miroase bine. Eu l-am mai mirosit într-o mostră și cumva, nu știu ce, nu l-am mai cumpărat. L-am uitat de el, să zic. Și apoi mi-am amintit și am zis, hai să-l comand. L-am văzut pe site. Se numește Cartier Carat. Hai să ridicăm mâna în comentarii. Cine l-are și-l iubește? Sau cine l-are și nu-l iubește? Mai sunt interesate și de comentariile astea. Trebuie să recunosc că sunt așa savuroase. Hai să vedem acest parfum. Cum arată? Deci arată bestial, după părerea mea. Mie îmi place sticla. Este unic așa. Îți cam dai seama că e Cartier Carat. Are acest opritor. Nu mă mor după el, dar e interesant. Un opritor ca să nu te dai din greșeală. Hai să vedem cum miroase. Îl dau un pic pe un blotter. Este după mine un moscat, în primul rând. Un moscat floral cu ceva note verzi, ușor verde. Simți acolo ceva pudrat. Deci moscat pudrat, foarte, ultra, mega feminin. Foarte delicat. Delicat, dar în același timp persistent pe mine. Nu pot să zic că acesta nu mă ține. Scuze dacă vă mai mișc, se mișcă toată masa. E o problemă aici, dar o să o rezolv. Deci nu pot să zic că nu ține acesta pe mine. Nu este wow. Multă lume a zis că ține o zi întreagă. Nu, pe mine nu ține o zi întreagă. N-am de ce să spun asta. Dacă nu se întâmplă, aș fi vrut. Merge reaplicat și merge așa de birou, zi cu zi, zi de zi. Primăvara, în principiu primăvara l-aș vedea pe acesta și poate și vara, zice că e destul de ușor încât vara nu te supără, nu e nimic care să ți se pară grețos, chiar și la căldură se comportă ok, cel puțin eu l-am testat acum pe canicul asta și s-a comportat ok, nu știu dacă e de iarnă, iarna mi se pare un pic cam prea puțin, la iarnă mă duc la altceva, ceva mai dulce, mai ambrat, mai vanilat pe acolo. Acesta merge, în schimb, de primăvară. E clar parfum de primăvară. Cred că și voi mi-ați recomandat la clipul cu parfumurile mele de primăvară. Da, cred că acolo multe mi-ați zis de el. Și da, l-am luat și eu într-un final. Nu putea să-mi lisească din colecție. Foarte interesant, foarte feminin și bine,
bine blenduit, pentru că nu prea simți atât de clar notele acelea, sunt foarte bine aloturate acolo, sunt bine împreunate așa, pur și simplu they melt together, se contopesc bine acolo în acest parfum și îți dau o stare așa că ești mai elegantă, feminină, deci merge la un birou ceva mai clar, o să pareți foarte diafan așa, nu știu, mi-amintesc de parfumurile alea de pe vremuri, nu știu. Are un vibe ușor mai vintage pentru mine și îmi place că este moscat, floral, mai mult floral decât fructat, ușor verde, dar verdele nu deranjează și da, și persistența lui poate putea să fie mai bună pe mine, dar nu mă deranjează că are persistență suficientă, zic eu. Așa, ce mai avem aici? Hai că nu mai avem multe. Credeți că am multe? Nu, uitați câte mai am aici. Vă las mai pe final cele două cele mai bune. Hai să trecem la un ghirlan. Se putea. Păi se putea. Cred că am avut holuri fără ghirlan. Cred. Dar foarte puține. Cred că unul, două, cred. Am încă o aqualegoria, pentru că dacă nu vara, atunci când să-mi iau și eu aqualegoria? Pentru că ele sunt, în principiu, pentru vară. Sunt făcute pentru așa ceva, pentru că sunt ape ușoare, foarte diafane, dar cu mirosuri... Eu nu cred că există o aqualegoria care să nu-mi placă. Poate una sau două. N-am mirosit cel cu cocos. Știu că multe din voi mi-ați zis, coconut fizz. Chiar nu l-am mirosit și sunt curioasă dacă îmi place. Hai să vedem, avem noua apariție, nu vreau să zic. Au apărut două, sunt noi acum în parfumerii, le găsiți la Sephora, cred că de testat. Acesta, Flora Salvagia, care are un suc mov, lila mov, foarte frumos. Sticla, ca de obicei, cumva, obișnuit, ghirlan. Această sticla bei. Nu știu sigur dacă asta o să dispară, cred că o să rămână totuși la aqualegoria, dar au apărut sticlele noi. Nu știu, le-ați văzut, cred că ați văzut poze, nu prea mă omor după etichetele lor. Forma place, e forma de Fleur Bleu de Mitsuko, aceea cu inimă întoarsă, nu mai știu exact cum se numește, acum scapă. Îmi place foarte mult forma, etichete, nu știu de ce le-au făcut așa, dar hai să discutăm despre aqualegoria. Deci au apărut două. Flora Salvagia și Nettare di Sole, ceva de genul ăsta, cred. Sper că nu mă înșel. Nettare di Sole este drăguț, are oarecum o notă asemătoare cu Flora Salvagia. Nu știu de ce, mi s-a părut că cumva au folosit aceeași bază. Dar Nettare di Sole se duce mai mult pe partea estivală, vrea să fie ceva mai dulce și mai solar, nu știu cât au reușit să facă dulce, mie nu mi se pare atât de dulce. E acesta mi se pare mai dulce, culmea. Acesta mi se pare că miroase, m-a aruncat cutia. Acesta mi se pare că miroase a flori de câmp, a fân. Prima oară când am mirosit în parfumerie, eram cu Nico, by the way, și eu i-am zis ei ceva, măi, miroase ceva dulce, iarbă uscată dulce și ea mi-a zis a fân și da, mi-a făcut ding 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 în căpățână și mi-a zis da, chiar miroase a fân, dar și a flori uscate de câmp, flori de câmp, nu neapărat uscate, flori de câmp și rouă cumva, mă imaginez, da, da, mă transpune acolo, îmi spune povești acesta, vă dați cu el, neapărat că e mai multă umiditate în aer, pentru că am observat că persistă mai bine, culmea, pe umiditate el se dezvoltă, el strălucește, e mai ok. Da, l-am simțit foarte bine în condiții de umiditate mare în atmosferă. Și acesta fix așa miroase, de parcă te-ai dus undeva la bunici, undeva într-o poiniță cu flori, flori din acelea de câmp. Și te-ai aruncat așa în poienița aia, ai stat să te uiți la cer, ai stat așa întinsă. Și mai vezi cât un fiu de iarbă, așa cum se atârnă așa peste tine, floricele le simți, le poți culege, mă rog, faci coronițe, chestii de-astea, nu știu ce mă duce gândul ăsta, dar și la căpițe de fân. Cumva, de asta mă gândesc la bunici, la țară, la vremea aceea copilăriei, cumva acolo mă duce cu gândul Flora Salvagia și este, mie mi se pare foarte bun.
Pe mine m-a câștigat. De la prima mirosire am zis, ăsta trebuie să vină cu vin acasă. Bine, normal că nu l-am cumpărat din parfumerie, că nu. Dar l-am mirosit într-o parfumerie. Vă recomand să o faceți și să-mi spuneți părerea voastră. Cele care iubesc gama asta, Aqua Allegoria, eu zic că o să vă placă foarte mult și Flora Salvagia. Acum să vedem. Chiar sunt curioasă. L-ați mirosit? Cum vi se pare? Chiar lăsați-mi un comentariu. Deci foarte încântată sunt că mai am o Aqua Allegoria, deci am în total destule. Am, cred că 6-7, nu știu, cred că aceasta este a șaptea apă alegorică de la Guerlain. Alegorică, Doamne, Doamne, cum le scot eu azi, ca nimeni alta. Hai să vedem ce mai avem aici, mai avem 4. Hai, e bine. 2 de la Calotinis, pe care o să le analizez așa împreună. Nu mai știu care e cum. Stați că pe unul scrie I am beautiful. Hai să luăm pe acesta. Primul, pentru că pe acesta l-am avut primul, practic. L-am cumpărat de la Nico. Da, Nico va lua legătura cu Theodoros Calotinis. Sper că am zis bine. Adică a luat legătura. El a luat legătura cu ea. Și mi-a trimis să vad dacă îi place ceva. Ea a făcut recenzii și toată lumea a fost like, mi-au deschis apetitul. Cine este acest Calotinis și de ce, ce face, cum miros și așa mai departe. Când m-am întâlnit cu ea, mi-a dat să miros acest parfum. Și instant a fost dragoste la prima mirosire, ceea ce nu mi se întâmpla chiar atât de des, dar cu acesta pe ea n-a fost ok. Adică, dacă v-ați uitat la clipul ei, pe ea nu s-a înțeles bine cu pielea ei. Ceva se transforma acolo urât sau nu-i convenea. E pe pielea mea, nici vorbă. Este un trandafir, culmea. Îmi place mie un trandafir și o să mai vedeți la mine trandafiri, că mai am un plan să-mi iau un trandafir foarte frumos. Cred că următorul haul o să vedeți. Ce se întâmplă cu mine? Acum m-am dat pe trandafiri? Dar când găsesc un trandafir, e foarte rar, îmi plac. Și așa că l-am hățat. Adică ea dorea să-l vândă, că nu-i plăcea, pe pielea ei nu... Adică nu se înțelegea și am zis, cam tu, mama, vino aici, că eu te vreau. Plus că pe mine nu... V-am zis, nu are problema aceea de a mirosi, nu știu exact cum se transformă pe ea. Dacă îl căutați, o să-l găsiți un paciulos, trandafiros, fructatos, fructat și ambrat. Cam astea sunt notele, fructe roșii, ceva de genul, trandafir, eu văd un trandafir roz și destul de dulce. Nu chiar de dulceață, dar se apropie. Nu e deranjant. Nu e chiar trandafirul acela clasic de Bulgaria, care pe mine mă duce cu gândul la, nu știu de ce, la bunica, nu știu de ce, dar mă duce acolo cu gândul. E un trandafir așa foarte deschis. Feminin, ultra mega feminin, nu zic nu, dar și acel paciuli își face efectul. Are oarecum o parte mai pământie, o parte mai dark. Deci paciuli cu trandafir oricum este o compoziție bună, este o alăturare bună. De obicei, multă lume preferă să facă trandafir cu paciuli sau, nu știu, trandafir cu ud, de exemplu, e încă un acord, hai să zicem, un acord preferat de parfumieri. Aici avem trandafir cu paciuli și ambră în bază. Persistența lui este bestială pe mine. Chiar m-a surprins. Nu așteptam. Persistă pe mine aproape toată ziulica și nu trebuie să mă dau foarte mult, pentru că vara, într-adevăr, poate să fie ușor prea mult acel trandafir, prea dulce, dar în cantități ok, adică nu faceți duș în el, vă ține decent, adică aproape până la finalul zilei, nu chiar, dar aproape, și este super bun de luat la date, nu știu de ce, așa mi se pare, la întâlniri. Întâlniri cu iubitul, întâlniri cu soțul, desigur, dacă vă mai întâlniți cu soțul, adică dacă vă mai duceți la întâlniri cu soțul, vă recomand să o mai faceți, pentru că ajută mult. Ascultați la mine ce vă zic, parcă eu sunt o autoritate în domeniu, dar nu sunt, da, ajută. Deci dacă vă duceți la întâlnire cu iubitul, soțul, ce vreți voi, acesta este un parfum bun de așa ceva. O întâlnire pe timp de zi sau ușor cât se lasă seara.
ar fi bună și combinația asta, pentru că are substanță, nu este chiar așa flu-flu, nu e un trandafir flu-flu, dar cumva merge și ziua și seara, este foarte versatil din punctul ăsta de vedere. V-am zis că nu merge în caniculă, în caniculă nu prea mi se pare că ar avea foarte multe aturi, dar dacă nu vă dați în prostie cu el, nu faceți duș, e ok. Hai că am discutat despre asta, dar nu știu. I am beautiful, chiar te face să te simți beautiful. Și la întâlnire chiar asta vrei, nu? Să te dai cu un parfum și automat să-ți schimbe viziunea ta asupra ta, nu? Adică ce fată nu vrea asta, ce femeie nu vrea asta. Mă rog, hai să trecem la... De ce nu l-am avut pe ăsta când am făcut clipul cu cafele? De ce? Nu știu, că l-am avut după. Coffee Addict, știți că l-am dorit de la clipul cu cafele, v-am vorbit despre el, eram super mega curioasă cum este, pentru că l-a laudat și Nicoleta, mai multă lume de fapt, dar când îl laudă Nicoleta, așa îmi trezește, s-ar putea să-mi placă și mie, pentru că și ea e ca mine cu gurmandele și aceasta este o cafea ultra mega gurmandă, ultra mega dulce. Da, din păcate, adică din păcate, mie mi se pare dulce, Nicoletei s-ar putea să nu, sau alții poate nu o percep, dar mie mi se pare într-adevăr dulce, mă duce cu gândul la o băutură de la Starbucks, nu știu exact care, frappuccino, cappuccino, nu știu care, dar cu mult sirop de caramel. Avem cafea, avem caramel, avem ceva cacao în el, este mâncabil, îmi vine să-mi fic dinții, deci vă zic, e din acela de vă dă dependență, odată ce vă dați pe mână cu el, o să simțiți nevoia în timpul zilei să faceți așa, să vă mirosiți și să mai ronțăiți mâna. Vă vine pofta de cafea, cu acesta clar. Mie mi-a venit pofta de cafea, chiar dacă băusem în ziua respectivă o cafea dimineața. Dacă mă dau cu acesta, aș bea cafea non-stop. Nu știu dacă aveți limită la cafele, adică nu vă recomandă doctorul mai mult de una. Nu știu dacă eu vă recomand acest parfum, că s-ar putea să vă duc în așa hal încât să beți cafea cu găleata non-stop toată ziua. Dar dacă deja sunteți așa, merge. Hai să vedem ultimele două. Las la final ceva frumos, dar hai, dar și acesta e frumos. Hai să vedem. Pică, că s-a dezechilibrat. Ok. Gata, ne-am liniștit. Am aici pe masă, nu vreți să știți, toate deschise. Asta este, când filmezi, totul este peste tot. Sper să nu-mi scape. De câte ori desfac cutia, încet și îl țin, da? Nu vreau să scap. Dar cam așa arată. Și în caz că nu știați ce este acest parfum, este un parfum de nișă de la Francesca De Loro. Sper că am pronunțat bine. Este primul meu parfum de la ea. L-am mirosit pe cineva, apoi în magazin, în parfumerie. Am stat, m-am gândit, am disecat problema și până la urmă l-am luat. Nu pot să nu-l iau. Este o prăjiturică, așa arată, vedeți sticla cum este? Așa ca o prismă foarte interesantă. Și în lumină arată bestial pentru că bate așa frumos lumina pe aceste laturi. Muki, cum vreți voi să ziceți. Ca un fel de diamant, dar nu chiar. Nu știu, mi-aduce aminte de ceva. Un diamant galben. Lichidul e foarte frumos. Și la ce vă duce cu gândul lichidul din el? Hai să vă aud. Hai că vă zic eu mai bine. Pe mine mă duce cu gândul la lămâi. Da. Și acesta, după mine, are destul de multă lămâie. Lămâie pudrată, tartă de lămâie. Deci, tartă toată ziua de lămâie pudrată, foarte, foarte feminin, ultra mega, mâncabil. Dar nu numai. Deci nu are doar elementul acela. A, da, e un alt gurmand, e o altă tartă, dar sunt atâtea, e lira, e... Sunt mai multe pe tema asta. Dar acesta este fin lucrat și mă duce mai mult cu gândul la o tartă de lămâie foarte pudrată. Partea de pudră din el, pudratul din el, mie mi iese în evidență. Și în bază, are ceva, poate mirodenii, are ceva ce îi dă o anumită greutate. Deci nu e un simplu, o tartă veselă cu lămâie. Este la început și foarte pudrat, dar apoi, când simțiți notele din bază, o să vedeți că are și altceva. Are ceva mirodenie, poate
Nu vreau să zic scorțișoară, că nu e genul acela de mirodenie, nici ceva poate, ceva mai iute, un pic la nasului meu, așa e de la atomizor, că n-am dat și eu pe un blotter ca tot omul. Hai să vedem dacă dau totul pe jos. Da. Hai că nu dau totul pe jos, dau toate blotterele pe jos. E ok. Hai să dăm în direcția asta, ca să nu lovim peștii, da? Peștii sunt în partea aia. Nu mai trebuie să dau în partea aia. Acum simt doar notele de vârf. E normal să simt lămâia. Partea pudrată, cred că are heliotrop sau ceva. Nu iris. Nu iris, dar are. Are pe partea pudrată, clar se simte. Și este foarte frumos. Destul de scump, dar foarte frumos. Persistența lui este chiar foarte bună pentru un citric. Vedeți cât de mult contează baza, care cred că este mai grea un pic, cu ceva lemn, cu ceva... Ia stați că căutăm acum, căutăm acum, chiar sunt curioasă. Am zis că nu vă zic note, că vi le afișez, dar vreau să văd dacă am o dreptate. Eu nu le mai știu, adică m-am uitat la ele, dar nu le mai știu. Hai să vedem. Da, deci avem așa, stați, să vă arăt cistica. A, nu v-am zis cum se numește parfumul. Bravo, bravo. V-am uitat sticla, muchile, la la la, nu v-am zis. Se numește Voix Confit. Sper că am pronunțat bine. Dacă nu, asta e, nu mai pronunț încă o dată. Avem așa, lămâie, bergamotă, frunze de violetă, da. Portocale, sângerie, ghimbir. Da mă, asta era, ghimbir. Ce v-am zis eu că simt ceva condimentat pe acolo. Fructe roșii, floare de migdal, heliotrop, pudratul. În bază. În bază avem ceva interesant. Avem pin balsamic. Avem vanilie, da, o bază de vanilie, mosc, lemn de santal, patchouli, patchouli, da, ține. Vetiver. Vetiver e nota aia elegantă, care dă acelui parfum je ne sais quoi, pentru mine cel puțin. Și caramel. Asta este ceva mai dulce în bază, dar nu țin minte. Caramelul nu pot să zic că se simte atât de bine, dar simt foarte bine lămâia și partea pudrată. Și pentru iubitoarele de așa ceva, parfumuri care nu sunt neapărat doar prăjiturici și atât. Okay? Are și acel ceva în plus în bază. Bun, asta a fost Voix Confit de la Francesca Del Oro, primul meu parfum de genul acesta. Vedeți cum ce cutie are. Hai să vedem ultimul. Și cu asta terminăm. Am lăsat cei mai frumos pentru final și cei mai scump. Da. Am mai luat un MFK. Un parfum de la Maison Francis Curgeon. Da, iar le-am pus numele. Se poate, se poate. M-ar fi frumos clipul ăsta dacă mi-ar fi numele lui Francis. Și Francis pentru mine are astăzi Aqua Celestia Forte. Da, este unisex. Poate să fie pe partea masculină. Vă avertizez de pe acum. Poate multora li se pare că ar merge mai bine pe un bărbat. Mie nu mi se pare și eu port parfumuri bărbătești, deci nu mă deranjez acest lucru. Hai să vedem Aqua Celestia Forte. Cum arată? Clasica sticlă MFK. Maison Francis Curgeon. Iar l-am pocit. Așa, numai că are acest capac oglindit un pic metalic, un metal mai închis la culoare. Sticla este transparentă, nu este ca la Baccara. Avem pe spate, se vede eticheta un pic ca pe cutie, are acest model cu irizații argintii, ceva de genul, și este Forte. Nu este varianta cea colorată. O să vedeți că ei au lansat acum 3 variante de apă de colonie Forte, cred că așa se numește. Și sunt cele 3. Avem Aqua Celestia, Aqua Universalis și Aqua Vitae. Dintre toate cele 3 le-am testat, toate 3, inclusiv colonia Forte, și am ales Aqua Celestia Forte, ar fi apa de parfum, o de parfum, vorba aici, și este cel mai bun, după părerea mea. După el ar fi Aqua Universalis și apoi Aqua Vitae, nu știu ce, la Aqua Vitae ceva m-a deranjat, poate cel floral, ți minte că era un floral galben, care m-a deranjat un pic. Acesta este un citric. Așa îl simt eu. Citric fresh verde, persistent, destul de persistent. Nu pot să zic că e wow. Pe pielea mea nu rezistă chiar toată ziulica. N-aș putea să spun asta. Știu că pe mulți și că rezistă și până a doua zi, 24 de ore, mult pe haine. Aș vrea să zic același lucru, dar
nu e chiar așa pe mine, pentru că eu sunt mai ciudățică, am o piele din aia de toate parfumurile care pe toată lumea rezistă, pe mine nu persistă și invers. Așa că aqua sestia forte nu pot să zic că este un monstru sacru în materie de vai, dar nu, bacara, de exemplu, nu, acela este un monstru sacru. Aqua sestia forte este mai de vară. Fiind mai de vară, nu mă deranjează acest lucru, dar eu zic că l-aș putea folosi și în alte anotimpuri, să zicem, mai puțin iarna. Dar este un parfum care, v-am zis, vă poate duce cu gândul la un bărbat, vă avertizez. Pentru că are acel ușor vibe de apă de colonie de bărbați, cumva, dar e foarte plăcut. Mie mi se pare că ar merge și fix la mijloc, e, după părerea mea. Dar s-ar putea unora să nu le placă acest lucru, v-am zis, iubitoarele de floricele pe câmpii, de parfumul ultra mega feminine, s-ar putea să nu fie cu acesta. Dar e atât de plăcut pentru vară, te răcorește. Are citricul acela, ceva notă verde, știu că are și un pic de mimoză și ceva hedionă, dacă mi-amintesc bine. Nu pot să zic că le simt, dar simt moscul din masă, dar are un mos foarte frumos. Sunt mos cum numai Francis știe să facă. Știți că eu îl iubesc pe Francis, adică nu puteam. Acesta era următorul pe listă la capitolul MFK de vară, pentru că mai sunt unele de iarnă, dar încă n-am ajuns iarna, mai e până la iarnă, să trecem noi de căldura asta. Cam asta a fost, este cutia goală. Hai că eu zic că m-am încadrat în timp, dar iar o să iasă un clip de 40 de minute, parcă văd. Și așa că, sper că v-a plăcut. Mie îmi place să mă uit ce și-a lumea, în materie de toate, mai ales la parfumuri. Nu neapărat că o să mi le iau eu, dar mă mai influențează și pe mine. Adică, cum ziceți voi mie că v-am făcut să rupeți notino în două, la începuturi era. Și eu am aceiași oameni care mă influențează și pe mine, cumva. Dar testați și iar testați, nu vă luați după nimeni aici pe YouTube, pentru că nu știi dacă tu ești pe aceeași lungime de undă cu persoana respectivă. V-am lăsat, v-am pupat. Câștigătorul, câștigătoarea din nou acestui giveaway este rugată să lase un comentariu dacă n-am luat deja legătura cumva cu persoana care a câștigat. Felicitări încă o dată, sper să te bucuri de parfum. Eu v-am lăsat, v-am pupat, să aveți o zi minunată. Ciao, ciao! Nu, aș vrea să diminue... Da, întâlniri cu iubita... Iubita? What? Și dacă vă duceți la întâlnire cu iubita... De ce se dă asta tot timpul? Deci dacă vă duceți la întâlnire cu iubita... Ia zic iubita... Bă, mă puteți duce și cu iubita. De ce să fiu? Da? Deci și cu iubita, se poate. Și, în caz că nu știați ce este acest parfum, este un parfum de nișă de la Francesca Doro. Nu. Nu e Doro, e Deloro, dar vă rog. Și Francis pentru mine are astăzi Aqua Allegoria. What? De masculin, așa, de colonie, de... bărbați, colonie de bărbați. Nu luați așa de-a bună părerea lor, pentru că nu știi dacă tu te pupi cu persoana respectivă.